Salutare tuturor! În acest videoclip voi pregăti un pește, mai exact este vorba de dorada. Am pregătit și în trecut acest tip de pește, însă de data aceasta nu voi alege o metodă de prăjire. Am ales de fapt o metodă de fierbere, care nu cred că este doar o variantă foarte bună, este de fapt și o variantă foarte sănătoasă. Ca și garnitură am ales un orez integral, iar cu această ocazie vreau să vă arăt și alegerea mea în această privință, o rețetă care cel puțin din punctul meu de vedere merită să fie pusă la încercare. După cum spuneam puțin mai devreme, voi folosi un orez integral ca și garnitură, iar asta înseamnă de asemenea că avea nevoie de un timp de fierbere mult mai îndelungat față de cel alb, așa că pentru a nu pierde timpul, primul pas trebuie să ducem apa în punctul de fierbere. Am doi pești fiindcă voi prepara două porții, însă, în mod evident, o porție constă într-un pește. Pentru a realiza fileul, este de fapt destul de ușor, facem o mică tăietură sub aripa peștelui. Începem de la cap spre coadă, în prima jumătate a peștelui, introducem lama cuțitului doar de jumătate, fiindcă acolo se află și coastele, împingem lama până pe partea cealaltă și continuăm până la coadă. Întoarcem, după care cu vârful cuțitului vom tăia unde nu a pătruns lama. Repetăm procesul și pe partea cealaltă. În partea de mijloc a fileului se află niște oase care cu siguranță nu le vrei la tine în farfurie, așa că dacă ai la îndemână o pensetă pentru pește, totul devine foarte practic, însă dacă nu ai așa ceva, poți să folosești lama cuțitului, la fel cum am făcut și eu. Acum că fierbe apa, adăugăm și orezul. Pentru mine două mâini sunt suficiente pentru o porție decentă. Vreau să pregătesc peștele pentru fiert. Pe o folie alimentară de plastic voi așeza câteva frunze de busuioc, iar peste voi așeza fileul. Sare și piper după gust. Personal îmi place să fiu cam generos în acest aspect. Îndată ce ai împăturat bine peștele, este pregătit pentru fierbere. Alături de acest pește fiert și nu numai, merge foarte bine un pesto, iar pentru asta vei avea nevoie de alune de pădure, usturoi, busuioc și o roșie. Am separat semințele de coajă pentru a evita o textură apoasă. După părerea mea, este cel mai bine să zdrobim ingredientele pe rând, așa că vom adăuga alunele într-un mojar, împreună cu sare și piper. Următorul la rând este usturoiul, după care imediat după adăugăm și busuiocul, împreună cu coaja unui sfert de roșii, amestecăm totul foarte bine, iar ultimul ingredient trebuie să fie uleiul de măsline. Atunci când ne gândim să preparăm un pesto, nu trebuie să fie neapărat cel clasic, fiindcă în traducere înseamnă pastă, tocmai de aceea putem fi mult mai creativi. Într-o oală am pregătit apa pentru pește, pe care am dus-o în punctul de fierbere. Acoperim și lăsăm 3 minute pentru fiecare parte. După 20 de minute, orezul este acum fiert. Timpul a expirat acum și pentru pește și vom îndepărta folia cu ajutorul unui cuțit. O rețetă simplă și foarte sănătoasă de pește, unde pesto, cel puțin pentru gustul meu, completează foarte bine atât orezul cât și peștele. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos, iar eu te aștept la următorul videoclip.